astăzi avem un invitat special. Nu este pentru prima dată la noi în școală. Vreau să spun că noi menținem așa o legătură. Domnul Mihai Coman, absolvent al liceului nostru. Domnul Coman Gheorghe. Mihai este fiul și este profesor de geografie și suntem în aceeași comunitate și m-am pus așa înainte cu Coman Mihai. Da. Deci Coman Gheorghe, din Podul Fatului, deci destul de aproape de Câmpina. Și acum să vă spun, absolvent al promoției 1949. S-a sărbuit, doamna directoare, dragi copii, mă simt, sau elevi, mă simt onorat de invitație. În același timp sunt și emoționat, amintindu-mi că, și cred că am făcut bine calculele, în urmă cu, o să vă speriați, în urmă cu 76 de ani am făcut primii pași în acest liceu. După 4 clase la Podul Vadului, că așa se făceau atunci 4 clase și până era liceul de 8 clase. Și la 68 de juni, înainte cu 68, adică în 50 și sunt atunci 68 de ani, am ieșit pe poarta acestui liceu și am pornit către facultate. Am activat în domeniul aviației, sunt și inginer, sunt și profesor, cel mai mult am activat ca profesor. Am avut șansa să vă spun și dumneavoastră care este explicația de acolo la bătrânețe. Am realizat acel muzeu care am venit aici să îl prezint și dumneavoastră. Deci am avut șansa ca în activitatea mea să fiu întâi profesor la o renumită școală de aviație, de ofițeri de aviație, ofițeri tehnici, asta la Mediaș. După aceea, în urmă cu, de niște cifre rotunde, în urmă cu 50 de ani, am înființat un liceu care se numește Traian Vuia, este acum în București, Colegiul Traian Vuia. 10 ani mai târziu am realizat un liceu de aviație și am fost primul director al liceului de aviație din București. Iar de Vlaicu, cu Vlaicu am o legătură mai specială. Și asta ca să vă spun ceva din această istorie. Sunt legat de învățământ. Am fost și profesor și am fost și director la școlile de care v-am spus. Ca să fiu mai scurt, înainte de a vedea acea expoziție, ca să vă atrag și așa o fac pe unde mă duc, ca să-i atrag pe elevi la discuție și chiar se atrag către aviație, le amintesc și vă amintesc și dumneavoastră de o povestioară, Micul Prinț, sigur era și în literatură, Micul Prinț, de un scriitor și aviator francez, Antoine de Exupéry, care între altele scria așa, sau spunea, da, scria, că aviația s-a născut din vis și precum Afrodita, jeița dragostei, care s-a născut din spuma mării, aviația s-a născut din spuma norilor.